Locuitorii municipiului Suceava sunt mai săraci față de anii precedenți. Doar așa se explică interesul ridicat al beneficiarilor pentru ajutoarele alimentare venite de la UE, în condițiile în care anii trecuți stăteau luni în șir în depozite. La nivelul municipiului Suceava beneficiază de acest program un număr de 5739 de persoane, iar până în prezent, respectiv în 30 de zile, am distribuit unui număr de 2850 de persoane. Ponderea cea mai mare dintre beneficiari având o persoanele cu handicap. În primul rând, lumea este mai interesată de aceste produse, comparativ cu anii trecuți. Procentul este de 50%, este un procent mare. Cu siguranță și noi am învățat din anii trecuți și probabil ne-am organizat mult mai bine. Ajutoarele sunt destinate persoanelor încadrate la venitul minim, celor cu pensii mai mici de 400 de lei, șomerilor aflați în plată și persoanelor cu handicap grav neinstituționalizate. Fiecare beneficiar are dreptul la 13 kg de făină albă, 9 kg de făină de porumb, 8 kg de orez, 1,6 kg de paste făinoase, 1 kg și jumătate de lapte praf și 1 kg de biscuiți. Toate produsele sunt depozitate la sediul primăriei Suceava din Burdujeni și pot fi ridicate până cel mult cu o lună de zile înainte să expire.